Opel, Astra J, Meriva B, 1.7, volantă masă dublă, look, vedem imediat câte șuruburi de montare are, disc de ambreiaj, vedem parte de montare, rulment presiune hidraulic, placă de presiune, autoreglabilă, 3 arcuri, coduri, ștanțe, totul despre 110, 125, 131 de cai, chiar acum. Salut, bine ați revenit pe canal! Astăzi o să vorbim despre un kit de ambreiaj complet de la Look, 6308-00. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja, dacă ai făcut-o, îți mulțumim. Ne găsești pe Instagram, ne găsești pe Facebook, kit ambreiaj volantă, ne găsești pe Facebook, Salexuț sau Andreea Chiroiu, www.kitambreiaj-volanta.ro, site-ul nostru, acolo poți să vezi produsele, în caz că nu-l găsești pe cel care te interesează, contactează-ne. Acum, dacă te-ai abonat, e momentul să vedem videoclipul, așa că hai să începem. Așa cum ziceam, 6308-00, numerătoarea 9 de la kiturile complete, vedem Alfa Romeo, Fiat Opel. Astăzi o să vorbim potrivirea kitului, disc, volantă, placă presiune, rulment hidraulic, set șuruburi pentru Opel Astra J, Opel Meriva 1.7, 110, 125, 131 de cai, cutia în 6 trepte, M32. Să începem. Setul de șuruburi. Un pachet complet, vine cu setul de șuruburi, 2, 4, 6, 8 șuruburi, 8 găuri pe volantă. Doriți să le achiziționați separat, le găsiți pe site, 411-0121 cu 10, codul lor, www.kitambreiaj-volanta.ro. Multe alte produse pentru Opel și nu numai, le găsiți acolo. Rulment de presiune hidraulic pentru această mașină. Știm rulmentul de presiune pentru că se potrivește de la Astra H până la Astra J, Vectra, Meriva, chiar și pe Insignia cu cutiile 6 trepte M32. Există și un videoclip, o să aveți link și card în descriere cu videoclipul complet legat de acest rulment de presiune. Îl găsiți pe canal la prezentări, kit ambreiaj și rulmenți, 510-0180-10. Un rulment de presiune hidraulic, prindere în 3 puncte, pe cutie, ștanța Look, din nou o gravură Look. Știm ce înseamnă acest plastic, unde trebuie folosit, dacă nu vedem un videoclipul complet despre rulment. Nu uităm și de înștiințarea Look, tot pentru acest rulment. A nu se monta kit de ambreiaj sau volantă, altceva decât Look, cu rulmentul CSC Concentric Sleeve Cylinder Look. Pentru că o să avem probleme, trebuie montat ambreiaj Look, rulment Look, ca totul să fie în regulă. Să trecem mai departe. Placă de presiune, autoreglabilă, 3 arcuri de reglaj. 1.24.05.1.2.10, codul plăcii de presiune, 2.4 arată placă de presiune de 240 de mm, numărul 2.26, adică bucata 226, la fel ca și pe discul de ambreiaj, o placă de presiune clasică de Opel, gravură Look pe placă de presiune, arcurile sunt strânse, știm ce înseamnă self-adjusting clutch, dacă nu există video pe canal cu așa ceva, în momentul în care discul de ambreiaj ferodoului se va uza automat, se vor întinde arcurile de la placă, adică placa va intra mai spre interior pentru a putea intra în contact cu discul de ambreiaj tocit și pentru a nu patina mașina în relația cu volanta masă dublă, pentru a se putea pune în mișcare. Tipul plăcii F2622, o altă gravură Look. Să vedem cum arată și pe partea dinspre volantă. Observăm placa de presiune, nouă, n-a mai fost umblat, strâns șuruburile, o gravură Look. Pe ei se va centra discul de ambreiaj cu trusa specială. O placă de presiune normală, simplă,
obișnuită pentru orice open. Să continuăm cu discul de ambreiaj. Un disc de ambreiaj clasic de Opel pe partea dinspre cutie va fi mai ieșit în afară. Butucul, mare atenție, butucul de ambreiaj trebuie să aibă numărul de dinți egal cu numărul axului de la cutie, pentru a nu crea probleme, pilitură, pentru a nu se învârti în gol. Ștanța Look pe Ferodo, o gravură Look. Față de un disc de ambreiaj obișnuit, dacă observăm, partea aceasta va veni spre volantă. Iar această parte unde scrie G-tribe va veni spre ambreiaj, spre cutia de viteze, adică spre placa de presiune, pe scurt. Codul 324-0557-10, 24-240 discul, la fel ca și placa de presiune, 3 arată disc, 1 arată placa de presiune. Un mecanism de arcuri pentru preluarea șocurilor din transmisie, acela alb care se observă în interiorul discului, un disc nu foarte deosebit, normal, ca orice alt disc pentru Opel, Volkswagen și nu numai. Și să nu uităm de rulmentul de presiune hidraulic, care se potrivește pe atâtea modele și care a fost adaptat. Dacă nu ați văzut videoclipul, urmăriți-l. Să trecem acum la volanta cu masă dublă, 8 găuri de fixare, vine fără rulment cu ace în interior, codul 415-0472-10. Vedem că este o volantă ușor îngropată, adică discul intră în interiorul marginii volantei. Observăm că nu există urme de montaj pe găurile de la șuruburi. Coroana dințată, unde calcă Bendix-ul, care este de la electromotor în momentul în care dăm la automat și învârte coroana pentru a pune ansamblul în mișcare. Butucul, partea dinspre arbore, care intră pe arbore. Tipul volantei 0G8900, gravura Look, un plumb de echilibrare, ghidarea pe arborele cotit, cele două ghidaje, o volantă simplă, clasică, de Opel, asemănătoare cu cea de 1.9, dar aici este pe 1.7. Să vedem acum jocul volantei cu masă dublă, jocul radial. Un joc nu foarte mare, nu avem puteri mari, 110, 125, 131 de cai, Astra J. Să vedem și jocul axial. Odată montată, acest joc va dispărea. Vedem și lamelele arcului aici. În momentul în care facem jocul axial, cum preiau forța. Discul de ambreiaj, parte de montare corectă, placă de presiune, se ghidează pe bolțuri, se vor strânge șuruburile de la placă, cele 6 șuruburi, cum ne-am obișnuit cu Look. Jocul modulului. Mecanicul va avea nevoie de trusa specială pentru a ghida discul fix pe mijloc. Să nu uităm, după instalarea acestui ambreiaj, trebuie aerisită instalația, pentru că vorbim de un rulment de presiune hidraulic, automat, după instalarea oricărui rulment de presiune hidraulic nou, trebuie aerisită instalația pentru a nu rămâne bule de aer pe instalație și pentru a nu sparge sau crea probleme rulmentului în momentul în care se apasă pedala de ambreiaj sau alte fenomene precum a rămâne pedala la fund pentru că a aprins bulă de aer, iar lichidul nu poate să creeze presiune de la pompa centrală de ambreiaj de la pedală către rulmentul de presiune. Așa că mereu ambreiaj hidraulic, aerisire, instalație. Dacă nu te-ai abonat,
abonează-te, Instagram, Facebook, Chitandrei Volantă, ne găsești acolo oricând pentru orice întrebare, nelămurire, ofertă de preț. Nu uita că abonat beneficiezi de oferte de preț personalizate, așa că abonează-te, dă un like, share pe story dacă știi pasionați interesați, prieteni, ne vedem în videoclipul următor, v-am pupat!